Traseul din acest video se desfășoară în masivul Ceahlău, începe din stațiunea Durău și continuă spre cabana Fântânele, stânca Panaghia, cabana Meteo Toaca, cabana Dochia, cascada Duruitoarea, cabana Fântânele, iar la final revenim la locul de unde am început excursia, în stațiunea Durău. Din centrul stațiunii Durău, urcăm spre serviciul public Salvamont Neamț, iar după încă aproximativ 100 de metri, părăsim drumul asfaltat și intrăm în pădure. Înaintăm pe cărarea marcată cu bandă roșie, iar mai apoi traversăm un drum asfaltat. În continuare, traseul urcă pe o pantă domoală spre o zonă de popas amenajată cu bănci. Din acest loc, urcușul devine mai susținut. Urcă pe o cărare bine marcată și întreținută. După aproximativ o oră de mers de la intrarea pe traseu, fără nicio pauză de lungă durată, ajungem la cabana Fântânele. Facem un scurt popas, iar mai apoi continuăm tot pe traseul marcat cu bandă roșie, spre cabana Dochia. Mai departe, traseul urcă lin prin pădure și după aproximativ 30 de minute putem vedea compoziția geologică a munților Ceahlău. În fața noastră se înalță o stâncă formată prin cimentarea naturală a unor pietrișuri fluviatile în urmă cu mai bine de 100 de milioane de ani, denumite conglomerate de Ceahlău. Continuăm urcarea și după 5 minute suntem pe șaua la morminte. În cel de-al doilea război mondial, aici au murit aproximativ 100 de soldați ruși și nemți, nu și români. Părăsim șaua, urmăm cărarea și după circa 20 de minute ajungem la Cujma Dorobanțului, o stâncă uriașă care se aseamănă într-o oarecare măsură cu un chip de om care are pe cap o căciulă înaltă de dorobanț. Mai departe, traseul ne duce spre locul de belvedere de unde se poate admira cununa Zimbrului. Legenda numelui acestor stânci vine din vremea lui Dragoș Vodă, pe când voievodul se afla la vânătoare de zimbri în acești munți. Unul dintre zimbrii a fost lovit de o săgeată și urmărit până la o cunună de stânci sălbatice. De atunci, locul unde a murit Zimbru din legendă se numește Cununa Zimbrului. Din această zonă se poate observa și lacul Izvorul Muntelui, cunoscut și sub denumirea de lacul Bicaz. Trecem pe lângă câteva băncuțe, loc perfect pentru un popas, intrăm în pădure, pentru ca mai apoi să înaintăm printre jnepeni. În fața noastră se ridică o stâncă uriașă, denumită Panaghia. Pe scurt, legenda stâncii se naște imediat după moartea lui Duca Vodă, iar Panaghia era o servitoare nespus de frumoasă care ajunge pe vârful Toaca și de care soarele se îndrăgostește. La rugămintea nopții, deoarece soarele a mărit ziua pentru a se uita mai mult timp la tânără, Dumnezeu a pedepsit soarele, dar și pe fată. Ceahlăul a fost înveșmântat în nori negri, iar Panaghia a fost transformată într-o stâncă care caută mereu soarele. Mai departe, poteca trece pe sub stânca Panaghia și pe sub vârful Toaca, până la cabana Meteo Toaca. De aici, traseul urcă spre vârful Toaca, însă noi, goniți de nori negri de ploaie, pornim în pas alert spre cabana Dochia. În spatele nostru se înalță vârful Toaca, iar în fața noastră vârful Lespes. Urmăm cărarea de pe platou marcată cu bandă roșie pentru a ajunge pe vârful Lespes, dar mai înainte vedem, în depărtare, schitul Schimbarea la față.
De pe vârful Lespezi, coborâm ușor spre cabana Dochia. Și în aproximativ 5 minute, suntem în fața cabanei. Luăm o pauză, așteptăm să treacă ploaia, iar mai apoi continuăm spre cascada Dăruitoarea, pe cărarea marcată cu cruce roșie. Înaintăm pe traseul de pe platou și imediat după ce trecem de piatra lăcrimată, cotim spre dreapta, pe o cărare nemarcată. Traseul Cruce Roșie continuă pe platou pentru încă aproximativ 5 minute, însă noi am ales să ne îndreptăm direct spre curmătura piciorul Șchiop, loc în care găsim și un indicator de direcție. În continuare, intrăm în pădure și după circa 10 minute descoperim un loc de popas unde se găsesc și câteva bănci, cum de altfel sunt amenajate toate zonele destinate odihnei de pe acest traseu. Mai departe, traseul coboară din ce în ce mai abrupt. După ce trecem de polița Scăiuș, traversăm un fir de apă pe un podeț de lemn. Urmăm traseul marcat cu cruce roșie și nu după mult timp ajungem la cărarea bine delimitată și protejată cu balustrade de lemn, care coboară la cascada Dăruitoarea. Această cascadă, formată din două trepte despărțite de un prag săpat în stâncă, este cea mai spectaculoasă cădere de apă din Moldova, cu o înălțime de 25 de metri. Denumirea cascadei vine de la zgomotul continuu și puternic pe care îl face atunci când debitul de apă este mare. Părăsim cascada, iar mai departe urmăm același marcaj cruce roșie. Trece pe lângă un izvor și nu după mult timp suntem la Poiana Viezuri. Din acest loc, traseul Cruce Roșie coboară spre stațiunea Durău, însă noi continuăm pe traseul marcat cu triunghi galben către cabana Fântânele. După ce trece de Poiana Nican, descoperim un izvor. Mai departe, cărarea se lățește și în câteva minute ajungem la cabana Fântânele. De la cabană coborâm pe traseul marcat cu bandă roșie, pe care de altfel am și urcat la începutul acestei excursii. Coborâm ușor prin pădure și după aproximativ o oră ajungem în stațiunea Durău. Pentru mai multe informații despre acest traseu, dar și despre alte trasee montane, accesați site-ul traseepemunte.ro. Vă mulțumim!